În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș da orice numai să fiu sănătos. Iubiți credincioși, astăzi m-am gândit să întorc puțin pilda întoarcerii fiului risipitor și am să vă vorbesc despre viața de la capătul celălalt. Pentru că suntem robii unui sistem în care am învățat anumite lucruri că se fac într-un anumit fel. Și lucrul acesta nu se întâmplă numai cu generația noastră sau cu generația celor de dinaintea noastră. Se întâmplă cam după vorba românului, de când e lumea și pământul. Și anume, în câteva cuvinte despre fiul risipitor, cred că știe toată lumea, cum Mântuitorul ne spune astăzi că un om avea doi fii și cel mai mic și-a cerut parte de avere, a împărțit și cel mic a plecat și s-a cheltuit într-o țară îndepărtată toată averea. După ce și-a cheltuit toți banii, s-a făcut foamete în ținutul acela și el a sărăcit și abia dacă a fost angajat la un stăpân al unei ferme de porci. Și seara când ducea porcii la locurile lor, ar fi vrut să mănânce din roșcovele pe care mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Și într-una din zile de foame și-a revenit în sine și și-a zis: câți argații tatălui meu sunt îndestulați de pâine și eu mor de foame. Și și-a spus: acestea voi face, mă voi întoarce la tatăl meu și voi spune: tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să numești fiul tău. Fă-mă numai ca pe un argat al tău. Și s-a întors către tatăl său, care văzându-le departe, i-a ieșit în întâmpinare și n-a mai apucat să spună tot, pentru că părintele său a poruncit slujitorilor să aducă haina cea mai bună, încălțăminte în picioare și inelul pe care l-a dat în dreapta sa și a poruncit să se junghieze vițelul cel îngrășat. Dar pe seară, venind de la câmp fratele său cel mare, auzind petrecerea, a întrebat pe un slujitor ce se întâmplă. Și atunci slujitorul i-a spus: fratele tău a sosit și tatăl tău a dat un ospăț că l-a primit sănătos. Și el n-a vrut să intre și tatăl a ieșit după el și a spus celui mic: tată, de atâția ani slujesc și nici măcar un ied cu prietenii mei nu mi-ai dat să fac un ospăț. Dar când a venit fiul acesta al tău care ți-a cheltuit averea cu desfrânatele, ai tăiat vițelul cel îngrășat și ai făcut ospăț mare. Dar tatăl i-a spus: fiule, tu cu mine ești dintr-un început și toate ale mele ale tale sunt. Dar se cădea să ne veselim, căci acest frate al tău mort a fost și a înviat. Pierdut a fost și s-a aflat. Iubiți credincioși, iată în câteva cuvinte istoria vieții noastre. Și anume, istoria unui sistem încremenit într-ale sale, istoria educației noastre care a rămas departe și pe care noi astăzi trebuie să o îmbunătățim. An de zile m-am ocupat de fratele cel mic, de fratele cel mare, dând cu pietre când într-unul, când într-altul, avertizându-vă că dacă este de aplaudat ceva la fiul cel mic este întoarcerea, nu plecarea. Dacă este de aplaudat la fratele cel mare este statornicia, nu cerbicia cu care nu vrea să intre în casă când a aflat că fratele său a venit și a fost primit cu bucurie. Am luat-o pe toate părțile, dar mi-a scăpat, cred că, exact esențialul. Și anume, am auzit de prea multe ori expresia cu care am început acest cuvânt: aș da orice numai să fiu sănătos. Înseamnă că vine o vreme în care viața
trebuie să fie privită de la capătul celălalt. Se spune că un om odată a alergat după un tren și bineînțeles că trenul a fost mai rapid decât el și nu l-a mai ajuns. Și până să vină conductorul să-l mângâie oarecum, el și-a zis în sine, da, cu siguranță că mai tare decât am alergat, nu puteam să o fac, dar puteam să încep mai devreme. V-am mai spus și altă dată cum era întâmpinată neputința surorii mele de către părintele Arsenie, căruia sora mea spunea că nu prea ajunge la timp la biserică și i-a spus părintele, nu e așa, nu ajungi târziu, pleci prea târziu de acasă. Asta înseamnă să vezi viața de la capătul celălalt. Și anume, suntem într-o vreme în care Mântuitorul nu mai vindecă așa cum vindeca prin contact direct. De altminteri, despre vindecări știm multe dintre evenimentele care s-au petrecut în preajma Mântuitorului, dar acum suntem învățați că această parabolă face parte dintr-un set întreg în care Sfântul Evanghelist Luca ne vorbește despre împărăția cerurilor. Toate aceste parabole începe la împărăția cerurilor, se va asemăna cu cel care a pierdut, cu drahma cea pierdută, cu oaia cea rătăcită, cu lumina ascunsă sub obroc, cu cetatea din vârful muntelui și așa mai departe. Asta înseamnă că deja ni se așează un alt mod de viață pe care, din păcate, nu suntem în stare să îl urmăm până când nu ajungem spre capătul celălalt al vieții, nu neapărat ca vârstă sau ca sănătate, ci cu puțină înțelepciune putem să ne uităm invers la viață. Mai spuneam și altă dată că la orice concurs care este contra cronometru, oricât de mult ar dura concursul respectiv sau cursul de maraton, toată lumea este cu ochii pe ultimile secunde. Dar acele secunde sunt de fapt primele secunde. Cel care știe să folosească primele secunde nu mai are nevoie să le numere pe ultimele. Ultimile secunde ar fi o bucurie, o încununare a succesului, o detașare și o admirare pentru tot ceea ce am făcut din prima secundă. Dar nu, noi nu. Întâi ne facem un plan. Când ajungem pe la jumatea timpului, parcă auzim, mie mi-a rămas în cap și mă iertați că revin la această informație pe care o am și trebuie să vă spun, de la concursurile de admitere la liceu și la treaptă și așa mai departe, când se hașura jumătate și s-auzea scârțitul acela de ziceai că oprește trenul într-o haltă și a uitat mecanicul să apese frâna mai devreme și și-a adus aminte, ha, stai că nu mai sunt pe Intercity, sunt pe personal și trebuie să oprești în hala alta murfatlar. Și s-auzea scârțitul așa și știai că mai ai jumătate. Ei, din acel moment începea deja panica. De ce? Pentru că prima jumătate din timp niciodată nu foloseam așa cum trebuie. Adică, să zicem, fraților, hai să ne apucăm de subiecte. Te făceam un plan, ne uitam, citeam o dată de două ori enunțurile ca să înțelegem mai bine și n-aveam curaj să scriem nimic cu stilou până când nu scriam 2-3 pagini cu creionul și în ultimile minute nu mai aveam timp să trecem pe curat. Nu așa e viața noastră și acum? De ce ajungem să spunem la o anumită vârstă aș da orice numai să fiu sănătos? Ce înseamnă să dai orice? Înseamnă exact prima parte a istorisirii parabolei fiului risipitor. Prima parte în care a risipit, prima parte în care a plecat de acasă, prima parte în care nu s-a uitat spre casă, prima parte în care s-a umplut de prieteni, pentru că atunci când e punga plină și prietenii sunt foarte numeroși. Și când ai un subiect deosebit, te umpli de like-uri pe toate fețele. Și ești șeruit și ești bucuros. Asta e prima parte. Și când vezi că din șeruierile acelea a ajuns, s-a distribuit și unde n-a trebuit sau nu ai crezut tu că te va ajunge imaginea aia din urmă, atunci zici,
aș da orice numai să nu-mi fi făcut cont pe Facebook. Dar numai atunci. Până atunci însă aruncăm cu de toate și nu știm că ne putem face rău. Așa se întâmplă și cu sănătatea, să știți, nu e numai vorba de Facebook aici. Stăteam la frizerie zilele trecute lângă cineva care era așa o figură fusiformă, știți că noi ăștia mai plinuți, ne uităm după așa figuri, și povestea printre altele, fiind ora prânzului probabil, cam cât mănâncă, cât face, cât drege, și mi-am pus niște ochi așa la el, că nu prea dădea, a înțeles. Era ceva diferit modul lui de alimentație cu modul lui de prezentare. Și când a văzut așa niște ochi mari pe lângă el, a zis, ei, acum cât mi-o mai permite sănătatea să-mi bat joc așa de organismul meu, pot să o fac. Să ne gândim așa, de ce să ajungem la acel moment până când putem? Ca să zicem după aia că am dat orice numai și numai ca să avem sănătate? Trebuie să vedem viața de la capătul celălalt. Viața în momentul în care ne revenim în sine. Și anume, avem câte ceva adunat pe lângă noi. În loc să punem accent pe ceea ce avem, imediat noi ne uităm la ceea ce nu avem încă. Dacă ai un copil în clasa 5, zici, bă, dacă l-aș vedea la liceu. Dacă ai copilul la liceu, bă, dar l-aș vedea la facultate. Dacă l-ai la facultate, l-aș vedea la casa lui, dar aș avea nepoți și așa mai departe. Dar momentul ăsta nimeni nu-l trăiește. Vă spun că eu mă chinui de foarte mulți ani să trăiesc acest moment, pentru că acest moment este și momentul Fiului Risipitor, și momentul Martei și Maria, cele două surori care l-au primit pe Mântuitorul. Acesta, de fapt, face parte din esența vieții. Momentul de astăzi. Momentul important pentru Fiul Risipitor a fost acela în care și-a revenit în sine. Și a zis, la acestea voi face. Voi mărturisi Tatălui că am greșit la cer și înaintea Lui, nu mai vrei să fii Fiul Lui, dar să vă primească ca pe un argat. Ei, acum e acum. Spuneam că Mântuitorul în zilele noastre nu mai vindecă așa cum vindeca atunci când era printre noi pe pământ. Se atingea de ochi și vedeau, se atingea de slăbănog și îl ridica. Acum însă se vindecă altfel. Se vindecă prin oportunități, adică prin ocaziile pe care le avem. S-a vindecat sufletul Fiului Risipitor atunci când și-a venit în sine. Dar când și-a venit în sine? Când s-a creat un complex de împrejurări care pentru noi astăzi înseamnă oportunitate, ocazia de a schimba viața. Spuneam și altă dată că un mesaj pe care îl citim într-o carte sau îl aflăm de la cineva sau îl primim într-un fel pe care vizuală nu are o importanță atât de mare prin ceea ce spune, ci importanța lui este prin ceea ce scoate din noi. Nu gândul acela, mă voi duce la Tatăl și îi voi spune că am greșit la cer și înaintea Lui, l-a făcut să miște pe Fiul Risipitor, ci ceea ce a scos gândul acela din el. Atunci când gândul a venit și a spus, mă, dar câți argați ai tatălui tău sunt îndestulați de pâine și tu te uiți la niște roșcove? Gândul acela a scos din el dorința de a se schimba ceva. Și atunci se întoarce spre casă. O să spuneți, da, dar o fi durat acea sărbătoare numai în seara aceea, hai să zicem și ziua următoare. Pentru că era un obicei, ați auzit de expresia vițelul cel îngrășat. Fiecare familie avea câte un vițel pregătit pentru un eveniment. Cum ar deveni eu acum că, după părerea mea, urmează să mai fiu socru mic încă o dată, trebuie să am în fiecare an vițelul cel îngrășat. A, nu vă gândiți acum că neapărat trebuie să am un vițel în ogradă. Nu, nici un cont îngrășat în bancă. Dar măcar pregătirea aceasta înseamnă vițelul cel îngrășat, să fii pregătit
că atunci când se dă semnalul, că semnalul nu o să-l dai tu. Bă, știi ce, eu vreau să mă fac socru anul ăsta, nu pot să dau eu semnalul ăsta. Dar când aflu semnalul, să fiu pregătit. Ei, și spuneam, trebuie să ne gândim cât va fi durat acel moment de bucurie. O să zici că erau entuziasmați, că eu fi trecut repede. Nu. Trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. În momentul în care ne întoarcem către un alt mod de viață, nici dacă vrem noi, nu mai putem să ne întoarcem. Și o să mă contraziceți câțiva dintre dumneavoastră și o să vă spun altceva. Dacă mă puteți contrazice, înseamnă că s-au amăgit cei despre care îmi spuneți. Înseamnă că nu s-au întors așa cum trebuie. Cineva, la un moment dat, era în preajma botezului, în momentele în care botezul se făcea la o vârstă mai înaintată, prin secolele primare ale bisericii, spunea că, citind din Scriptură, a spus că atunci când vine la Hristos, niciodată și nimeni nu îl mai poate opri. Și el încet, încet s-a gândit că totuși poate cineva. Nu cumva el însuși se poate răzgândi? Și atunci cel care îl pregătea pentru botez i-a zis, niciodată. În momentul în care ai ajuns acolo să fii pătruns de ceea ce a zis Hristos, nici dacă vrei, nu mai poți să pleci. Așa se va fi întâmplat și cu fiul risipitor și cu întoarcerea lui. Întoarcerea lui nu trebuie să fie văzută ca un eveniment de zi. Așa se poartă, așa se face. Nu, ci ca o curgere de înțelesuri a unui alt mod de viață. Pentru că asta înseamnă întoarcerea. Nu ți se pare că te poți duce pe acasă, ai tăi se poartă frumos cu tine, poți să-ți duci o anumită parte din ceea ce ai agonisit sau mai departe. Problema este următoarea. Ce facem dacă nu am ieșit dintre ale Tatălui nostru? Ce facem dacă n-am ieșit din ale școlii noastre? Ce facem dacă n-am ieșit, cum mă văietam eu acum vreo 2-3 săptămâni, din canoanele pe care le-am învățat noi când eram la școală? Mă urmărește și acum exprimarea părintelui profesor Petre David, care atunci când a aflat că eu duminica nu săvârșesc parastase, că așa am învățat la școală, mi-a zis-o foarte franc. Frate, vezi să nu devii fixist. Asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem la fratele rămas acasă. Fratele rămas acasă, ca să vi-l descriu în câteva cuvinte, este foarte ușor de înțeles. Este Marta. Din surorile Marta și Maria, care pregăteau ospăți, Marta se îngrijea și se silea de multe și Maria stătea la picioarele lui Iisus. Și când a văzut Marta că a lăsat-o singură, sora ei, ca să slujească, s-a dus și a raportat-o. Doamne, nu ți se pare că sora mea a dat-o așa mai diplomatic, n-a zis, Doamne, ia măsuri cu asta că nu se mai poate. Nu ți se pare cumva că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Și v-am explicat și atunci, dar în câteva cuvinte vreau să vă spun din nou. N-a greșit Marta prin faptul că n-a stat la picioarele lui Iisus. Până la urmă, cineva trebuie să se ocupe și de partea logistică a lucrului. Greșeala ei cea mare a fost următoarea. Că dacă și-a ales partea de slujire, nu și-a asumat că o va face singură. Al trage de mânecă pe celălalt, băi, ia vezi cum faci, că numai așa se face, înseamnă exact a fi fratele cel mare al fiului risipitor sau Marta, sora Mariei,
care și-a ales partea cea bună. Să nu credeți acum că partea cea bună este să stai și să te uiți la un om care vorbește sau să admiri sau să citești în defavoarea pregătirii celorlalte lucruri. Nu, nu asta înseamnă. Înseamnă să-ți asumi că ceea ce faci atunci este bine pentru tine și te zidește cu ceva. Dacă Marta și-ar fi asumat că așează masa și tot ceea ce pierde din discursul învățătorului nu o va afecta negativ în măsura în care își asumă și nu invidiază pe cei care nu fac ceea ce face ea, cu siguranță că nu ar fi spus Mântuitorul nimic împotriva a ceea ce a făcut ea. De altminteri, chiar ea însăși l-a provocat pe Mântuitorul ca să ia o decizie și să dea o sentință. Marto, Marto, te silești, te îngrijești de multe. Un singur lucru însă trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Așa s-a întâmplat și cu fratele rămas acasă. Fratele rămas acasă a făcut foarte bine că a rămas acasă. Bă, tată, dar dacă ai rămas acasă, fă ce face casa. Dacă vezi că această casă a ta se bucură pentru ceva pentru care tu nu prea vrei să înțelegi și nu vrei să accepti, bucură-te cu casa dacă ți-ai asumat să stai acasă. Cam așa se pune problema. Dacă ți-ai asumat să predai toată viața ce ai învățat la școală, apoi măcar fă-o ca lumea și până la capăt. Dacă însă, între timp, o să înțelegi că în situația în care s-a aflat fratele tău, care și-a venit în sine, poate să fie și pentru tine un moment de genul acesta, deja s-au luminat situațiile. Să nu credeți că aș reveni în sine este numai și numai atributul fiului rătăcitor. Nu îți revii în sine numai atunci când îți e rău și îți aduce aminte de cele bune. Poți să-ți vii în sine atunci când îți e bine, dar vrei să faci lucrurile așa cum trebuie. Și anume, mai pune mâna pe o carte, mai vezi ce s-a schimbat, vezi că sunt anumite lucruri care nu sunt tratate așa cum le tratai tu. Asta înseamnă să-ți revii în sine, să spui, da mă, eu sunt în meseria asta de 25 de ani. Am rămas așa, dar de ce îmi fug ochii la frații mai mici care obțin doctoratul în 7 ani, cum l-am obținut eu și l-o obțin în 3 și acum se obține și într-un semestru? Nu, eu l-am obținut așa și trebuie să mă duc iar la rădăcinile mele și dacă vreau să fiu un frate mai mare adevărat, să-mi asum că asta a fost rețeta succesului meu. Și rețeta aceasta trebuie să o duc până la capăt, nu cu amestecuri de colo-colo, pentru că la un moment dat nu mai știi cine ești. Pentru că a nu-ți reveni în sine este de fapt diagnosticul care ne paște dacă vom avea impresia că suntem de o parte sau de cealaltă. Sunt riscuri și pentru cel care a rămas acasă, sunt riscuri și pentru cel care a plecat în lume. Și anume, sunt riscuri și pentru cei care rămânem cu minți și o împlinim pe aia, pe aia, pe aia, pe aia, dar cum a venit cineva care nu face la fel ca noi, imediat îl tragem de mânecă. Deja am pierdut tot ceea ce am construit. Risc însă este și în partea cealaltă. Le lăsăm pe toate, facem experiență, mergem pe toate căile posibile, dar cine ne mai garantează că nu va fi prea târziu momentul în care ne revenim în sine? Așadar, trebuie să fim la un nivel de echilibru atunci când gândim că, de fapt, astăzi este ziua în care trebuie să ne revenim în sine. În primul rând, să ne autoevaluăm situația. Unde mă aflu? Cine sunt eu? Sunt fratele mai mare sau fratele mai mic? Dacă sunt fratele mai mare, așa cum v-am spus, ne uităm ce ne lipsește. Îngăduința. Hai să cultivăm îngăduință. Ce ne lipsește? Bucuria tatălui care l-a primit pe fratele meu. Păi pe mine, de ce m-a făcut atât de
insensibil sau ce m-a făcut atât de insensibil încât nu mă pot bucura de celălalt. Trebuie să-mi revin în sine și îmi voi zice, acestea voi face. Mă duc la tata și zic, tată, știi ce? Am stat aici lângă tine, nu mi-ai tăiat niciun ied cu prietenii, dar să știi că nici n-am nevoie, dar uite, mă bucur că mă duc și eu să-mi chem niște prieteni, că a venit fratimiu, fiul tău acesta, care ne-a cheltuit jumătate din avere. Asta înseamnă să-și revină în sine. Cealaltă revenire în sine, cred că este mult mai simplă. Atunci când ne vedem că nu mai avem nimic în buzunare, cu siguranță că revenirea în sine este mult, mult mai ușor de făcut. Atunci când ne vedem pe un pat de spital, cu siguranță că este foarte simplu să-ți revii în sine, gata, dacă ajung acasă, nu mai pun gura pe aia, pe aia, pe aia, mă odihnesc atâtea ore pe zi, nu. Încep promisiunile, deci revenirea în sine este mai asigurată. Dar acum noi cu ce plecăm acasă? Cu o singură întrebare. Cine suntem noi? De unde trebuie să ne întoarcem spre casă? Pentru că și atunci când ni s-a părut că am rămas numai acasă, cu siguranță că n-am rămas acasă. Am rămas într-o stană de piatră, am rămas într-o statornicie grea, greoaie, ruginită, din care trebuie să ieșim. Iar dacă am plecat, cu siguranță că trebuie să ne întoarcem. Așa să ne ajute Dumnezeu.